Astăzi vom vorbi despre sistemul de apă și canalizare din Stănic, Moldova. Dragi cetățeni, când am venit la conducerea primăriei, am constatat că firma de care face serviciile de apă, Apa Serv SRL, are o situație jalnică. Avea de primit peste 2 miliarde de lei de la primărie, primăria nu avea bani să-i dea și angajații nu-și primeau salariile la timp, nu-și plătise datoriile și de asemenea am avut 2 termene în instanță pentru intrarea în insolvența acestei societăți. Tot de către ANAF am fost introduși în instanță pentru că nu își plătise datoriile aferente salariilor. Respectiv, la momentul acela eram într-o situație foarte dezastruoasă. Nu, Apa Serv nu avea licență pentru distribuirea apei potabile la Stănic Moldova. Instalațiile îmbătrânite, vechi, angajații la fel, fără salopetă, fără protecția muncii, laboratorul, fără dotare și toate aspectele au condus la decizia de a reface practic din temelii conceptul de distribuire a apei la Stănic Moldova. Acest lucru s-a întâmplat. În primul rând am plătit datoriile ca să scăpăm de executarea silită, pentru că instanța, odată ce ai pierdut un proces în instanță, venea imediat executorul și îți lua banii din cont. Am achitat datoriile, dar în paralel am pornit obținerea licenței pentru apă. Vă spuneam la capitolul salubrizare că nu putem fi acționari la 2 societăți 100%, respectiv noi la Apa Serv suntem 100%, Consiliul Local este acționar 100% și poate să primească licență. Respectiv, pentru a obține licența a trebuit să facem niște fișe de cost pe metru cub de apă. Fișele de cost nu au mai putut fi susținute la prețul de 1,92 cât era prețul când am ajuns eu, ci au trebuit oarecum aduse la costurile pe care ceilalți operatori le au. Și vă spun că noi avem și la momentul acesta apa mai ieftină decât este la Crab la Bacău. Spre exemplu, Târgu Ogna, Dărmăneștiu, orașe învecinate cu noi primesc apă de la Crab și apa este puțin mai scumpă, sensibil mai scumpă decât la noi. În sensul acesta, vreau să și explic de ce a fost necesar să mărim prețul la apă, dar de ce a fost și impus să facem acest lucru. După ce am respectat și am făcut aceste fișe de fundamentare, am reușit să obținem licența de distribuire a apei la Stănic Moldova, tot la fel până în 2023, respectiv, avem la momentul acesta toate normele impuse pentru distribuirea apei, inclusiv stație de clorinare automată care știe cât clor să pună în această apă în funcție de cantitatea de apă care se tranzitează prin această stație. Despre rețeaua de apă, vă spun că partea de dren, de filtrare și de depozitare nu a fost îmbunătățită după 1989. La momentul la care eu am venit, toate vanele erau vechi, unele nici nu mai funcționau, nici nu puteai să oprești apa sau să o distribui dintr-un bazin în celălalt sau să poți distribui apă din orice bazin, acolo fiind 4 bazine la stația de apă. Și atunci prima măsură pe care am luat-o în 2018 a fost să reabilităm stația de apă, mai exact să schimbăm vanele, am pus vane noi și am reușit să facem în așa fel încât distribuirea, intrările și ieșirile din stația de apă să fie flexibilizate. Chiar am făcut și o posibilitate ca dintr-o sursă Slănicel să putem duce apă și în bazinul de 1000 și în bazinul de 700, în așa fel încât să putem flexibiliza distribuirea apei. Imediat în 2019 am luat decizia să rezolvăm cumva problema apei de la Cireșoaia, pentru că la Cireșoaia sunt cele mai mari probleme, pentru că Cireșoaia este la capătul rețelei și rețeaua a fost construită prost.
în loc să aduci o conductă mai groasă de la stănic la vale și să reglezi presiunea de la mare la mic, a fost adusă, în unele locuri sunt câte două conducte, în unele locuri este o conductă subțire, consumul în zilele de sâmbătă, de duminică și în perioada secetoasă, consumul crește și atunci cireșoaia are apă doar cât mai ajunge de la slănic la vale. Și atunci am luat decizia și în decembrie 2019 s-a făcut prima investiție la bazinul Tudoreanu, s-a reabilitat bazinul și s-a pus o stație de pompare acolo, în așa fel încât apa care vine din sursa secundară Tudoreanu să poată fi distribuită pentru cireșoaia. Dar am constatat imediat că apă vine puțină și atunci a trebuit să facem a doua etapă de investiție care s-a finalizat chiar zilele acestea, în sensul în care am instalat un sistem de pompare a apei din conducta principală care funcționează pe timp de noapte ca să nu afectăm consumatorii de pe vale și pe timp de noapte umplem bazinul de la Tudoreanu cu apă în așa fel încât a doua zi cetățenii din Cireșoaia primesc apă de la Sănii Moldova cum venea și până acum, dar au și un surplus de 100 de metri cub de apă care este distribuită în zona respectivă și s-a finalizat și automatizarea, în sensul în care se verifică presiunea și când presiunea scade, ziua se pornește una sau două pompe de sus de la Tudoreanu care practic îmbunătățesc distribuirea apei și sperăm ca foarte curând toată lumea să aibă apă. Acum ne-am dus în extrema cealaltă, în sensul în care sunt zone unde presiunea este foarte mare și avem reclamații că presiunea este mare. Trebuie să reglăm și acolo. Îi rog pe cetățenii din Cireșoaia în special să aibă încredere că ne gândim la ei, că vrem să facem să aibă toată lumea apă și foarte curând vom reuși acest lucru, dar majoritatea știu că la momentul acesta lucrurile s-au îmbunătățit și reușim să distribuim o apă cât mai bună. În ultima perioadă, întreruperile de distribuire a apei sunt din ce în ce mai rare și facem doar atunci când trebuie, din punct de vedere tehnologic, să curățim niște bazine, să spălăm niște bazine, dar la momentul acesta avem și o investiție în curs de, este la licitație, o investiție de 380.000 de lei, 3.800.000 de lei vechi, prin care vom achiziționa o stație de filtrare modulară, containerizată, pe care o să o instalăm chiar în curtea stației de la Slănicel, în așa fel încât, în perioadele în care trebuie să luăm apă de pe afluentul Slănicel, să filtrăm și să sunt niște filtre speciale cu cărbune și cu spălare inversă, în așa fel încât apa să fie din ce în ce mai calitativă. Din păcate, mai avem mult de lucru pe partea de apă, avem de reabilitat drenul, după cum știți, a fost reabilitat, s-au cheltuit peste 10 miliarde de lei vechi acolo, dar proiectul a fost făcut prost, a fost și în instanță, s-au derulat niște procese în instanță care s-au soldat cu nevinovății, dar noi la momentul acesta suntem în situația în care reușim să asigurăm cât de cât apa și am terminat proiectul de studiu de fezabilitate pentru reabilitarea drenului, este vorba de 8 milioane și ceva de roni, 80 de miliarde de lei vechi care trebuie să investiți acolo pentru a face stratul filtrant în așa fel încât să avem o apă așa cum ne dorim cu toții. După cum vă amintiți, și în campaniile precedente apa era o problemă și ea nu este rezolvată. Încă din 2008 apa nu este rezolvată. Adică în momentul în care s-a tras conducta pe Valea Slănicului, trebuia suplimentat simultan cu această conductă, trebuia suplimentată și sursa de apă, în așa fel încât crescând consumul să crească și capacitatea de stocare și de distribuire. La momentul acesta, toți salariații de la APASERV au dotarea necesară, au scule, au o mașină pentru nou-nouță, pentru service, îi vedeți pe stradă, au salopete, au și
inclusiv am reușit să investim și pe partea de regulatoare de presiune, de refacere a punctelor de echilibrare, practic, a presiunii apei, în special la Cireșoaia, dar acest lucru se va întâmpla în perioada următoare și mai sus, ca să putem face ca toți cetățenii și cei care stau pe dealul de la Cireșoaia pe Oituș și cel care stă pe Păcii sus în vârful la cel mai înalt nivel să aibă posibilitatea să primească apă. La acest moment eu sunt mulțumit cum s-au derulat lucrurile și sper ca pe viitor să aveți încredere că dăm prioritate la reabilitarea și la refacerea rețelelor de apă. Vreau să vă spun pe final că după Revoluție Slănic Moldova, după 1989 până în 2016, nu s-a extins cu un metru de canalizare. Dacă toate comunele, orașe ca Dărmănești, care nu au avut nicio canalizare și au făcut canalizare nouă, Târgu Ocrea, nu mai spun, noi la Slănic Moldova nu am făcut niciun proiect. Având în vedere situația dezastruoasă în care am găsit eu această companie de apă și faptul că nu suntem asociați cu CRAB, adică nu suntem acționari la CRAB la Bacău, ne-a dus în situația ca la acest moment să nu vedeți dumneavoastră ca cetățeni că am îmbunătățit sau am construit pe Valea Stănicului canalizare, dar proiectul a fost depus, 42 de kilometri de canalizare și sperăm noi foarte curând să se deschidă linie de finanțare și să obținem și pentru această investiție o finanțare.